Lăsați-ne că nu faceți nimic cu asta! Lăsați-ne că nu ne ajutați cu nimic! Aceasta a fost reacția rudelor celor care au ajuns în arestul poliției după descinderile de ieri dimineață din cartierul Meteor. Imediat după ce au fost reținuți, frații și nevestele romilor au mers la parcul din fața DIICOT pentru a vedea ce s-a întâmplat cu rudele lor. Nu au lipsit țipetele, leșinurile și înjurăturile romilor. Anchetatorii vorbesc în acest caz de evaziune fiscală de 25 de administratori de firme care au făcut afaceri cu fier vechi, dar au plimbat actele prin mai multe firme ca să se piardă urma afacerii. Printre persoanele implicate se află și fratele fostului candidat la președinție, Ninel Potârcă. După mai multe ore de audieri, aseară au fost reținute 10 persoane.